Și va trebui să aibă fiecare la sfârșit 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea adevărată, Cel ce ai zis acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. Tu, Cel ce pe cei smeriți pescari ai arătat plin de înțelepciune, prin pogoruia Sfântului Duh, cuvântător de Dumnezeu și învățător a Evangheliei Tale ai făcut, însuți prea bunule Stăpâne, primește mulțumirea pe care ți-o aducem astăzi, trimite harul ceresc peste cei ce sunt de față și binecuvintează pe toți. Strălucește lumina Ta cea pure a fiitoare în inimile tuturor celor care s-au adunat aici prin voia Ta, că Tu ai sfințit ceata ucenicilor Tăi, insuflându-le Tu să împlinim legea Ta și împărtășind unii altora dragostea cea frățească, să sporim în știință și în săvârșirea faptelor bune. Dăruiește-ne Duhul înțelepciunii și al înțelegerii. Deschide ochii noștri ca să lucrăm după voia Ta cea sfântă și de grab, auzi cererile noastre. Dacă v-am văzut pe voi... Nu, dar nu am văzut așa, dar acum am fost pe picioare.
Omul să fie adus. De vârfia. De față. Începem cu o scurtă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin. Tată Ceresc, în aceste vremuri de criză mondială, fă ca toate sufletele să-și găsească pacea și siguranța în voința Ta divină. Dăruiește fiecărui suflet harul de a înțelege că voința Ta este să trăim iubirea sfântă în fiecare moment prezent. Am bucurat că luni, cred, Părintele Protocol Haiduc m-a sunat și mi-a propus să marcăm această zi pe teritoriul nostru, adică în orașul Șimleu Silvan. M-am bucurat foarte mult și mă bucur mai mult acum când văd că foarte mulți șimleuani, indiferent că sunt ortodoxi, catolici, reformați sau baptiști sau alte confesiuni, sunt prezenți la acest eveniment foarte important. Sigur, pentru mine bucuria este și mai mare pentru că este și mama mea aici și mesajul mesajul pe care îl țin în mână l-a putut vedea și ea. Este foarte important, spun eu, ca să promovăm aceste valori spirituale creștinești și să dăm viață copiilor. Eu sunt un tată care m-am bucurat de copii de la 22 de ani, mă bucur și în acest moment, evident, și aș lansa un mesaj pentru toți tinerii noștri și pentru toți oamenii noștri. Societatea nu se poate duce înainte decât dacă lăsăm copiii să vină pe lume. Și eu cred că acesta este foarte important și acesta este mesajul cel mai important care trebuie să ne fie în inimă astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult tuturor că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați participat la acest marș, la acest semnal de alarmă, pentru că din păcate, foarte mulți aleg pentru cei care poartă în pântece să-i omoare, un lucru care este necreștinesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați făcut posibil ca acest lucru să se întâmple în orașul Șimleu Silvan și îmi doresc ca acest an să fie doar începutul. Ne întâlnim în fiecare an și să marcăm acest eveniment important. O să vă rog pe cei care doriți să puneți ceva, să aveți un mesaj, vă rog să îmi cereți microfonul și o să lumânesc cu plăcere. Indiferent că sunt preoții de față sau cineva din public. Iubiți creștini,
acest marș al tăcerii care s-a săvârșit aici, în comunitatea noastră, este un simbol al tăcerii pe care l-are copilul în cântecele maici. Un simbol al glasului tăcut, care nu poate striga că vrea să vină la viață. Importanța copilului o putem vedea din Sfânta Scriptură. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, om adevărat, Dumnezeu adevărat, a ales această cale de a intra și de a se zămizli din pântecele Fecioarei Maria. Câtea planuri mărețe s-au realizat prin Ioan. Pentru aceasta luptăm, ca să lăsăm ca acești copii, viitorul nostru, viitorul acestei lumi, să vină la viață, să le dăm șansa de a veni la viață și să arătăm că de multe ori trăim în necunoștință. Multe se întâmplă din necunoștință, din neștiință, fiindcă mulți nu cunosc că oprirea unei vieți este o crimă. Și vă dau o pildă scurtă, ca să o înțelegem mai bine. O mamă cu 4 copii s-a adresat unui preot zicându-i: părinte, mai vine un copil în lume. Și mi-e greu, o duc foarte greu. Trebuie să fac un avort. Și s-a gândit părintele să-i dea un răspuns. Ce răspuns să-i dea unei femei necăjite, unei femei întristate? Și a dat un răspuns zicându-i: dacă este așa și trebuie să omori o ființă, omoară pe cel mai mare. El are nevoie de haine, are nevoie de bani, trebuie să meargă la școală. Cheltuiala e foarte mare cu el. Cu cel mic vei avea o cheltuială mică. Va avea lapte 2 ani, cu câteva hăinițe îl vei îmbrăca și va trăi. Atunci s-a deschis inima ei și și-a dat seama ce a vrut să facă de fapt. Dar este crimă să-l omori. Este crimă să-l omori și pe cel mare. Este crimă să-l omori și pe cel mic. Fiindcă fiecare are același drept la viață. Mă bucur că suntem într-un număr oarecare, n-a zice impresionant, mă așteptam la mai mult. Probabil în Șimleu nu s-au organizat astfel de marșuri, nu suntem obișnuiți cu astea, dar odată pornite, cred că se va schimba ceva. Data viitoare vor fi mai mult, organizarea va fi mai mare și va fi cu mult un impact mai mare asupra celor care, de fapt, trebuie să asculte acest mesaj. Tinerii, școlile, elevii trebuiau să fie aici. Fiindcă ei să luăm aminte la acest mesaj, că Hristos a venit în lume în zămizirea Fecioarei Maria și noi trebuie să lăsăm viața să-și ducă cursul ei. Dumnezeu are grijă de fiecare. Să nu ne temem că vom pieri. Să nu ne temem că nu vom avea o pâine. Fiindcă părinții și bunicii noștri au trăit vremuri grele, război, foamete, prigoniri prin pădure și și-au crescut 3, 5, 7, 9 copii. Și nu s-au temut că nu vor avea o pâine și astăzi sunt oameni de nădejde în lume. Cu atât mai mult astăzi, când pâinea o dăm la câine, să nu creștem câini și pisici, fiindcă aceea nu ne dă responsabilitatea. De aceea lumea alege ca să omoare o ființă, fiindcă se teme de responsabilitate. Un copil înseamnă responsabilitate. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate de a crește un copil, doi, când îi dă Dumnezeu. Dumnezeu să ne primească această întâlnire care s-a făcut și să ne ajute să sporim în cele bune. Vă mulțumesc! Cred că părintele a fost foarte cuprinzător. De ce l-am invitat să ia cuvântul? Foarte mulți dintre dumneavoastră probabil știți, dar pentru cei care nu știu, părintele are o familie frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, cu 7 copii. Să-i crească Dumnezeu mari și să-i dea sănătate și putere să meargă înainte. Și eu vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului primar, că a fost foarte receptiv la această acțiune, cum de altfel este la toate acțiunile bisericii, nu numai sociale, dar și de construcție sau de toate celelalte. Prin prezența noastră aici, nu încercăm să
impunem o lege care să interzică avorturile, ci doar să tragem un semnal de alarmă că ceea ce se petrece nu-i bine, nu-i firesc, nu-i normal. Și acum, ca să nu mă lungesc, o mărturisire. Mama, Dumnezeu s-o ierte, a fost foarte bolnavă înainte de a mă avea pe mine. A suferit de o boală de plămâni, a fost internată 6 luni într-un sanatoriu, după aceea a rămas însărcinată cu mine și medical, deci medicii au sfătuit-o să avorteze, că nu-i sigur că va putea duce sarcina până la sfârșit și aproape sigur va muri la naștere. Însă n-a făcut-o și iată că am ajuns unde sunt acum. Și după aceea au mai venit alți 2 frați după mine. Eu am 2 frați mai mari decât mine și eu eram al treilea. Mulțumim pentru prezență, mulțumim tuturor că sunteți aici, să vă răsplătească Dumnezeu și să vă dea toate cele bune. Domnule primar, prea iubiți frați, binecuvântați copii, mă gândeam că, din păcate, o realitate și una crudă și tulburătoare ne-a adunat astăzi. Realitatea este aceea că în fiecare zi aproape 300 de prunci sunt omorâți. Și ca să ne dăm seama ce dimensiunea acestei tragedii, dacă am calcula acești 300 de prunci la numărul de zile dintr-un an, am ajunge să înțelegem că în fiecare an câteva orașe, mai bine de 5, de dimensiunea Șimleului, sunt date morții. Și sunt date morții de către cei care ar trebui să aibă grijă de pruncii lor. Pentru că Dumnezeu îi ia parteneri ca să dăruiască viață, anume de părinți. De aceea, prin marșul la care am participat astăzi, așa cum spunea Părintele Protopop, dincolo de a încerca să facem legi omenești, noi venim să afirmăm încă o dată valoarea vieții. Și nu strigă, cum spunea Părintele înainte, dacă el nu e în stare să-ți zâmbească, dacă el nu urlă de durere atunci când e omorât în pântecele mamei lui, nu înseamnă că n-are viață. Și tocmai de aceea trebuie să fim, încă o dată spun, responsabili. Cum putem să fim responsabili? Așa cum vă spuneam, încercând pentru început să ne învățăm bine pruncii și să avem o familie sănătoasă. Iar apoi, atunci când vine vorba de a da un sfat, să-l dăm cu toată inima noastră celor care au nevoie de sfatul nostru și să arătăm că nu e o soluție să omori un copil. Niciodată un copil sau moartea unui copil nu o să adune, să strângă o familie la oaltă. Din contră, niciodată moartea unui copil nu o să fie pentru o mamă sau nu o să lase o mamă, nu o să lase unei mame, o conștiință cu care se poate dormi noapte de noapte cât timp trăiește aici pe pământ. Niciodată o crimă, un avort, nu o să reușească să ne facă mai bogați și mai sătui. De aceea spuneam, e important să dăm un sfat. Dar mai putem să facem încă ceva. Atunci când vedem că cei de lângă noi vor să aborteze, aici poate că e o soluție mai radicală, dar ne arată calitatea de oameni. Să le propunem să-i creștem noi. Sau cel puțin să le propunem să le propunem să dăm acești prunci statului. În acest sens, să nu fie părtași tocmai părinții la omorârea pruncilor lor. Noi spunem că mâinile lui Dumnezeu ne-au făcut și ne-au zidit. Această zidire care e omul. Cum sunteți frățiile voastre, cum sunt eu, cum suntem cei pe care îi vedem și de a căror fețe ne bucurăm, pot să fie copiii care încă nu s-au născut, dar care așteaptă din păcate în fața clinicilor să fie avortați. De aceea ne-am adunat. Pentru ca încă o dată să arătăm că suntem români, că suntem creștini, dar mai ales că suntem oameni. Și lucrul acesta nu trebuie să-l uităm. Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să particip împreună cu dumneavoastră la acest marș
de susținerea vieții, cum de asemenea, încă o dată, mulțumiri, domnule primar, pentru felul în care ați reușit să motivați urbea aceasta, împreună cu părinții, ca să participe, uite, la un marș de acest fel. Să ne fie tuturor de folos alergarea de astăzi. Am apreciat inițiativa pe care domnul primar a luat-o de a face și în orașul nostru, în Șimleul Silvaniei, un marș pentru viață, un marș pentru femeie, un marș pentru familie. Pentru toți cei care astăzi v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați mărșăluit împreună cu noi, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească. El poate să facă lucrul acesta. Cu siguranță că suntem creștini, ca și creștini, suntem pentru viață. Scriptura spune felul următor: să știți dar că eu sunt Dumnezeu, că nu este alt Dumnezeu afară de mine, eu dau viața și eu omor. Cred că marșul de astăzi este pentru a ne aduce aminte cine-i stăpân. Că omul uită de fapt că noi suntem doar oameni. Uităm că cineva e în control, uităm că cineva ne-a creat, uităm că cineva organizează totul. Și acela nu este omul, ci este Dumnezeu. În fața Lui ne închinăm și respectăm, El este dătătorul vieții și dacă toți cei care suntem azi aici, suntem datorită faptului că o mamă, un tată s-au gândit că trebuie să împlinească legea lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să continuăm să facem lucrul acesta aici în Șimleul Silvaniei și în țara în care ne-a așezat Dumnezeu. Mă cred că inițiativa e extraordinară de bună și ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să fie Cel care să lase pe pământ și în Șimleu mame responsabile, dar nu numai. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în Șimleu și în partea asta de țară ne ocrotește El și nu avem parte nici de atentate. Vedeți, oamenii omoară oameni, nu numai mamele în pânte. Sunt unii care trăiesc răzbunându-se pe oameni, uitând de Dumnezeu. Cred că suntem responsabili și aș vrea doar să închei cu o poezie pentru neamul nostru, pentru nația noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să trezească România la realitate, pe fiecare dintre noi, să trăim în frică și temere de Dumnezeu. Există oare azi în țară vreun leac de vindecare? Căci neamul meu este bolnav și rana lui e mare. Se caută leac vindecător. Se cere o minune să vindece al meu popor, româna națiune. Există un doctor priceput să-i vindece azi rana? Că-l doare așa cum nadurul și-l chinuie satana. Prin ciuma roșie trecuți în noua libertate, ucidem pruncii nenăscuți mânați de voluptate. Incesturi, crime, sodomiți, abundă prin ziare, suntem o casă de smintiți în plină destrămare. În blocuri triste cenușii, bătrânii mor de foame, uitați de stat și de copii. O, fieți milă, Doamne! Ne vrem o țară de creștini și o afirmăm din gură, dar de Hristos suntem străini, la fel și de Scriptură. Te rog pentru poporul meu, pentru al tău sfânt nume, căci rana lui miroase greu în țară și în lume. Ascultă-ne din cerul tău, tămăduiește țara, ne mântuie de cel rău la fel ca la Gadara. Ridică, Doamne, acest blestem, redă-ne bucuria, ne ascultă ruga, fă un semn, trezește România
și fie ca Dumnezeu să ne trezească pentru a avea frică de El, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. În primul rând vreau să împărtășesc și eu bucuria că iată toate cultele. Cultele majoritare din orașul nostru au aderat la această inițiativă, care, așa cum știți, este o inițiativă mondială. Sigur, nu în toată lumea în această zi se întâmplă acest eveniment, dar în Italia, cel puțin știu că se întâmplă în luna mai și în alte țări, în alte momente ale anului. Trebuie să tragem un semnal de alarmă și, sigur, eu aș vedea aici trei aspecte importante. Unul este acel etic care ne privește pe fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să conștientizăm că viața începe odată cu conceperea. Ori sărbătoarea de ieri, cel puțin la noi, la greco-catolici și la ortodoxi, ne spune într-un limbaj extraordinar de frumos că, de fapt, acest lucru deja atunci era cunoscut. Știința tot încearcă să găsească diferite piste prin care să vadă cum începe viața, dar iată, Scriptura ne spune, și aș cita din Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 41 și versetul 42. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Spirit Sfânt și a exclamat cu glas mare și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Iată așadar că, așa cum spunea și părintele care a vorbit la început, deja, sigur, Ioan Botezătorul avea deja de la concepere, ne spune Evanghelia, 6 luni, dar Iisus avea doar câteva zile. Imediat după ce s-a conceput Maria, primul lucru pe care îl face merge să împărtășească cu cineva această experiență nouă pe care ea o trăiește și cine alta putea să o înțeleagă dacă nu tocmai Elisabeta. De aceea, iată, momentul în care vorbim despre viață este acela al conceperii și acesta trebuie să fie un semnal foarte clar pentru noi toți. Pe de altă parte, este important, chiar dacă sigur noi nu avem un impact asupra legislativului, dar faptul că suntem în toate marile orașe din lume adunați și tragem împreună un semnal de alarmă, este extrem de important, pentru că știm alte țări precum Italia, prin legea 194 din 78, cât rău a făcut atunci când a dat o lege a autodeterminării. Adică femeia, printr-un act și după care, printr-o declarație, după alte 7 zile, putea, fără condiții, să facă un avort legal și nu era absolut nicio problemă. Din fericire, această lege a fost abrogată. De aceea, iată, este important ca și legislativul să fie conștient de răul pe care îl face dând astfel de legi. De asemenea, din punct de vedere medical, este foarte important și astfel de legi de multe ori îi împiedică pe medici să-și folosească știința lor, pregătirea lor și în același timp etica și deontologia lor pentru a decide dacă este vorba de o viață sau dacă iau o anumită atitudine. De aceea, iată, este important ca noi și lumea să știe că suntem mulți cei care suntem pentru viață și dorim ca să dăm șansă fiecărui om. Fiecare, gândiți-vă că 7 miliarde de oameni cât trăiesc aproximativ la momentul de față în lume, fiecare este diferit, dar fiecare embrion, așa cum o demonstrează știința, are un bagaj, o informație total diferită de toți ceilalți embrioni. Deja de acolo, fiecare este identic doar cu sine însuși. Și nu s-au născut și nu se vor naște 2 oameni identici. Atât de frumoasă este și de diversificată este creația lui Dumnezeu și cât de important este fiecare om care se naște pe acest pământ. Să-i dăm
posibilitatea fiecăruia să se nască. Mulțumesc! Doamna director, înainte de asta, pentru că văd în public și prieteni maghiari, le spune noastră sărbători fericite și liniștite cu ocazia sărbătorii Paștelui. Mulțumesc! Mi este destul de greu să vorbesc după atâția oameni speciali care astăzi m-au adresat mesaje. Dar pentru că pe foarte multe pancarte este pus semnul egal între viață și femeie, am zis că este potrivit să vorbesc în numele mamelor, în numele copiilor, cu atât mai mult cu cât eu sunt copilul cu numărul 6 dintr-o familie de 7 copii. Am zis că este un semn egal între viață și femeie, pentru că încă de la creație Eva, cea creată de Dumnezeu, a purtat acest nume. În limba ebraică, Eva înseamnă viață. Este destul de greu să vorbești despre un lucru atât de complex, atât de despre un lucru desăvârșit cum este viața. Noi știm că viața este darul lui Dumnezeu, El ne-a dat viața, El o poate lua. Dar mesajul meu vreau să fie unul simplu, un mesaj pe care să-l multiplicați, un mesaj adresat elevilor mei, un mesaj adresat celor prezenți. Dumneavoastră, celor care ați răspuns prezent astăzi aici. Viața în sine este un miracol și cel mai mare miracol dat omului pe pământ, dat femeii, este acela de a naște trunchi. Pentru elevii mei, poate multe dintre cuvintele rostite aici au fost mai greu de înțeles. Dar dacă între viață și femeie este pus semnul egal, punem acela semn egal între copii și îngeri. Dumnezeu ne trimite prin copii câte un înger de fiecare dată când ei rămân în casa noastră. Atunci când oamenii despre unicitatea vieții au vorbit, de la mari filozofi, la oamenii de știință, atunci când s-a descoperit harta genomului uman, noi am crezut cu toții că misterul vieții va fi elucidat, că am asistat la cea mai mare descoperire posibilă. Dar s-a dovedit că pe măsură ce oamenii de știință aprofundau cercetările, viața părea cu atât mai complicată și mai de nepătruns pentru mintea omenească. Pentru că în spatele acestora stă Dumnezeu, în spatele acestora stă divinitatea. Prin urmare, mesajul meu este simplu. Copiii sunt darul lui Dumnezeu, lăsați-i să vină în lume, copiilor simțiți că sunteți pentru părinții voștri daruri cerești. Și pentru că ieri a fost Buna Vestire și Fecioara Maria a rostit, fie mie după cuvântul tău, lăsați să se facă voia Domnului în casă dumneavoastră. Acum nu vă vorbesc, nu vreau să țin predici, că nu sunt în măsură și nu mi se potrivește. Dar probabil este mai simplu de înțeles dacă ne gândim că viața în sine este destul de complicată în acest secol secularizat, când pentru foarte mulți familiile cu mulți copii par demodate. Și suntem ușor ironici și avem un aer de superioritate atunci când vedem o familie cu mai mulți copii. Schimbați-vă această atitudine, pentru că darul lui Dumnezeu acolo este multiplicat, în casa în care sunt mai mulți copii. Aceia știu să fie generoși, aceia știu să împartă, aceia știu să iubească parcă mai mult decât alții. Unii își doresc copii din răsputeri, ar da orice să aibă copii și nu au.
În antichitate, când o femeie însărcinată trecea pe stradă, trecătorii se închinau în fața ei, pentru că în pântecele ei putea fi un împărat, putea fi un mare preot, putea fi un sfânt, putea fi în cele din urmă un om, pentru că toți purtăm cu noi, nu doar în harta genomului, toți purtăm cu noi posibilitatea de a ajunge acolo, de a ne împlini misiunea pentru care am fost creați. Unii am spus că n-au copii, alții, când au despre faptul că se apropie de moarte, spun că ar da orice să-și mai prelungească viața. Când pierdem pe cineva drag, am dat parte din noi să-l mai vedem. Dar dacă nu l-am văzut, nu înseamnă că îl putem ucide cu zâmbetul pe buze. Cu siguranță, întotdeauna oamenii își găsesc scuze pentru ceea ce fac. Și intră într-un oarecare firesc al lucrurilor să spună, lasă, că e mai bine așa, așa a fost acum, altă dată va fi altă. M-am bucurat foarte tare dimineață când am văzut familii cu mame, cu mai mulți copii aici, copii care zâmbesc, copii care au știut să fie astăzi un exemplu pentru noi toți, un exemplu pentru mesajul simplu. Dumnezeu a creat lumea aceasta pentru noi, viața este darul lui Dumnezeu, noi suntem daruri ale lui Dumnezeu în această lume și femeia este viață. Ea este creată să dea viață. Să aveți parte de mulți îngeri în jurul dumneavoastră. Îmi cer scuze, probabil am vorbit mai mult, e o deformație profesională. Ne confruntăm mai nou cu foarte multe mame tinere, cu mame adolescente, mame minore. Unele în școli ajung să fie mame în clasa 11-a, 12-a. Și ceilalți, acesta e paradoxul, ceilalți elevi le arată cu degetul. Acum, dincolo de toate acestea, ele sunt mame. Adică unui păcat nu mai adaugă alt păcat. Ele aduc pe lume un copil și probabil după un semestru sau două semestre se întorc la școală. Prin urmare, dragi adolescenți, nu arătați atât de vehement spre o tânără care a ales să fie mamă, chiar dacă nu și-a dat bacalaureatul. Sunt probleme ale lumii contemporane, ale lumii în care trăim și în mod cert, atunci când noi ne credem mici Dumnezei și hotărâm că lăsăm în lume viața sau nu o lăsăm, păcatul este cu siguranță cel mai mare. Am văzut aici o elevă de-a mea foarte dragă, premianta școlii, șefă de promoție, și ea la fel ca mine, tot așa, provenind dintr-o familie cu mulți copii. Și de foarte multe ori m-a regăsit în ea, pentru că a fost o zecistă. Dacă aici scrie, mulțumesc mai mamei mele și tu, Ioana, să-i mulțumești mamei tale și tuturor să mulțumim mamelor dumneavoastră și pe mine să nu mă supărați foarte tare că am vorbit atât de mult. Încheiem acest moment, încercăm să lansăm, dacă o să putem, de fapt e rog pe copii să facă niște lampioane. Din curte, da, mai bine din curte. Da. Da.